Transmit un mesaj care e din partea Duhului Sfânt, în mod special pentru familia Doroga, dar și pentru cei care sunt veniți în concediu din diaspora. E, de fapt, ultimul verset care s-a citit vineri seara. Luca, capitolul 8, versetul 39. Întoarceți-vă acasă și povestiți tot ce v-a făcut Dumnezeu. El, acel bărbat, și voi toți. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce i făcut Isus. Amin? Bărbatul acesta zicea, vreau să rămân lângă tine, Isus. Vreau din perspectivă fizică să te pot atinge, vreau să fii lângă mine. Tu mi-ai făcut mult bine, tu m-ai binecuvântat, tu m-ai ridicat, tu m-ai transformat, tu mi-ai făcut o lucrare extraordinară. Niciun medic, nimeni din lumea asta nu putea să-mi facă ce mi-ai făcut tu. Și vă întreb, a rămas sau nu bărbatul acesta cu Isus. Realitatea este că a rămas cu Isus în gură. A rămas cu Isus în urechi. A rămas cu Isus în mâinile lui. Știți de ce? S-a întors acasă, spune Biblia. Și Isus i-a zis, povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Dar știți ce s-a dat seama acest bărbat? Acest tânăr galilean de 33 de ani, nu e doar un om, nu e doar un om obișnuit, nu e doar un medic, un vindecător, un psihiatru, un psiholog, un terapeut. Nu, el nu are doar putere din acestea din perspectivă umană. El este Dumnezeu. Isus Hristos este Dumnezeu. Isus Hristos este Dumnezeu. El s-a smerit, spunea cuvântul Domnului în această seară, s-a dezbrăcat pe sine, nu de sine, nu, ține, nu cumva să spuneți că și-a aruncat divinitatea, că nu mai a fost Dumnezeu, nu, el a rămas Dumnezeu, în original sau în context teologic acolo în Filipeni capitolul 2 e chenoza divină în care Iisus Hristos nu se dezbracă de sine, de autoritatea sa, de identitatea sa, de personalitatea ta, sa. Iisus Hristos a rămas Dumnezeu, a îmbrăcat doar umanitatea, a luat o haină de om ca să se îmbrace, să fie asemenea oamenilor, a fost găsit ca noi, a fost pașocorit ca unii dintre noi, a fost ironizat ca unii dintre noi și pentru că s-a zmerit adânc până la moarte și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu Tatăl a zis, ai intrat în stadiu și în schema mea, pot să te ridic. Pot să te ridic, de aceea și Dumnezeu Tatăl spune Biblia, l-a lăsat nespus de mult, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi ale celor de pe pământ, de sub pământ și din ceruri și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl. Și acum să spunem cu toți în cor, Iisus Hristos este Domnul, încă o dată, Iisus Hristos este Domnul. Vrei să crezi asta? Isus Hristos nu e un nazarinian, nu e doar un om prezent în Cluj, în România. El este prezent în Australia, Noua Zeelandă, Nepal, în Singapore, oriunde mergi. Prezența lui Dumnezeu este acolo. Cine crede ca mine, să zică amin.